Da, Kirikesh, înțeleg că sunt șanse să joace pe final de sezon, ceea ce spunea și dumneavoastră la un moment dat. Omul vrea chiar să prindă lotul de euro, dacă mai e o șansă. Păi e posibil. E posibil. El, să vedem. Acum, el adică trebuia să stea 4 săptămâni, deci 2 aproape că au trecut, nu? Da, exact. E, mai sunt încă 2. Să prindă meciurile cu CFR Cluj și Rapid, așa se preconizează și așa ar vrea și el. Păi ar fi bine să le prindă pe alea 2 ca să intre, că deja și intrase în mână, știi? Păcat. Da. Poate dacă l-aveam noi pe Kirikesh în meciul cu asta, cu OSK, nu mai era așa. Dacă l-aveați pe Kirikesh la meciul cu OSK, acum erați campion matematic, era gata. Da, da, da. Ați fi da. Câștigat probabil la Sfântul Gheorghe și era gata treaba. Da, Kirikesh mai are contract și anul viitor? Rămâne și anul viitor sau încă mai aveți de discutat în vara asta? El are o clauză că dacă se câștigă campionatul și s-a luat campionat, el prelungește automat contractul. Deci automat mai are pe încă un an dacă nu mai există, că acel dacă e secandus. Păi dacă e, adică trebuie să punem dacă, cât e mai este matematic, trebuie să punem dacă, că noi nu știm voia Domnului. Deci voia Domnului, când este voia Domnului, și din pietre scoate puncte. Da. Da.